Bună seara, dragi prieteni! Astăzi am pregătit pentru voi, cu ajutorul vostru, aș vrea să se întâmple această emisiune, cum de altfel o să vă rog în fiecare săptămână, să veniți cu răspunsuri, cu un mod de manifestare, așa încât să creăm mai multă. Să împărtășim mai mult pentru ceilalți, și nu doar din experiențele mele, cât și din experiențele voastre. Așadar, m-ați ajutat foarte mult să împărtășiți cum vă simțiți voi atunci când aveți anumite probleme negative din care nu puteți să ieșiți. Am pregătit, evident, mai multe întrebări care o să le dau pe parcursul acestei emisiuni, dar până atunci vreau să vă întreb care este în dumneavoastră modul în care trupul sau mintea sau inima se manifestă când vă simțiți aiurea, când aveți o frustrare, o problemă sau efectiv ceva nu vă lasă să fiți cum vreți. Sunteți blocați în ceva. Care ar fi prima stare? Nu mai sunteți atenți, vă doare undeva, vă doare spatele, vă doare inima, vă doare piciorul, nu știu, la fiecare om se manifestă în mod diferit. De asta vreau pe voi să vă invit să-mi spuneți ce simțiți prima oară ca manifestare fizică când aveți o emoție negativă. Până când îmi răspundeți voi, vă întreb dacă atunci când aveți o emoție negativă, voi puteți fi atenți la tot ceea ce se întâmplă în jur. Puteți să fiți atenți la cum vă simțiți, la dacă mâncați, dacă vorbiți, dacă mai sunteți activi și energici și aveți vitalitate, să oferiți în jur când aveți o emoție mai puțin plăcută. Iarăși, am nevoie să știu de la voi care sunt efectele, eu o să vi le expun imediat pe toate, care sunt efectele stărilor voastre negative când aveți așa o situație aiurea. Până atunci, vă dau aceste întrebări pe care, dacă aveți răspunsuri la ele, aș aprecia foarte mult să le scrieți aici. Ce vă oprește, ce te oprește pe tine să te controlezi? Dacă e ceva ce te oprește. Dacă nu, mergem la întrebarea numărul 2. Aceste întrebări se vor rula pe parcursul acestei emisiuni și m-ar ajuta răspunsurile tale ca să ne cunoaștem mai bine, să știm în ce direcție mergem, ca să putem vorbi mai specific despre efectele emoțiilor negative. Și ce câștigi atunci când te enervezi pe cineva, când alegi să te superi pe cineva? Că e o alegere. Și întrebarea numărul 2, a treia, pardon, cum ai reușit să ieși din supărare? Ce ai făcut când ai ieșit din supărare? Unii se apucă de fumat o țigară, alții se apucă să vorbească la telefon, alții se duc în parc să se detașeze de evenimentul neplăcut. Fiecare face ceva. Ce te face pe tine să ieși într-o supărare? Și ce câștigi, întrebarea 4 și ultima, când ai emoții pozitive? Aceste patru întrebări vă spuneam că se vor învârti pe parcursul acestei emisiuni pe care o fac pentru voi, încât să vă arăt din ceea ce am strâns, din înțelegerea Occidentului și din înțelegerea Orientului și știința Occidentului, despre cum în zilele noastre emoțiile sunt măsurate de aparate de știință și ne arată ce se întâmplă la nivel chimic, la nivel molecular, celular înăuntru corpului nostru când nu ne simțim bine, când uităm să zâmbim cu dinții de afară. Și pentru că am și acest e-book pentru voi, alexandrupleșa.ro/e-book, 44 de metode pentru a depăși obstacolele din viață. Dacă ai obstacole, atunci acest e-book te poate ajuta. Dacă nu ai obstacole, atunci nu-l downloada deloc. În cele din urmă, aveți acest canal de YouTube în care vă pot oferi mai multe pentru dumneavoastră. youtube.com/alexandrupleșa este canalul. Până atunci, emoțiile pe care voi le simțiți atunci când vă
aveți o mică, un mic disconfort, o mică durere undeva, este un semn că nu putem să ne orientăm controlul interior și anumite boli sau anumite semne vin la noi ca să ne aducă să fim mai împăcați cu noi, să acceptăm poate pacea, să ne acceptăm pe noi înșine, să iertăm mai mult, să tolerăm mai mult, să acceptăm mai mult, în așa fel încât să ne vindecăm la nivel celular. Dragii mei prieteni, celulele noastre au nevoie de hormoni, așa cum spuneam și în emisiunea trecută, de luna trecută, de pe Facebook. Celulele noastre funcționează la nivel de glande endocrine și sunt stimulate de echilibru hormonal. Atunci când noi avem o situație neplăcută, le dezorientăm, le dăm cu biciul în ele și ele, în loc să se dividă, în loc să se înmulțească, ele se omoară una pe alta și nu se mai divid, nu se mai înmulțesc. Atunci când noi suntem triști, când avem o povară, avem obstacole, de asta îți dau și acest e-book de care ți-am spus mai devreme. Bună seara, Neluța, bună seara, Gabriela, bună seara, Radu, bună seara, Florentina. Îmi pare bine că veți împărtăși, vă mai pun încă o dată aceste întrebări, aștept răspunsurile voastre, ce te face să, ce te oprește să te controlezi, ce câștigi când te enervezi, aștept răspunsurile voastre aici, cum reușești să ieși din supărare și ce câștigi când ai emoții pozitive. Până atunci, spuneam că celulele noastre se divid când avem un moment de bucurie, când facem un efort să zâmbim cu gura deschisă și când uneori uităm să o facem și uităm să ne simțim bine în preajma situațiilor grele de viață, a situațiilor tensionate, a provocărilor, atunci când uităm să facem aceste lucruri, ne pierdem pe noi înșine. Când te pierzi, când mă pierd pe mine însumi, eu practic nu mai funcționez coerent. O mare parte din mine, ce se întâmplă la nivel fizic? Mintea este încețoșată. Da? Apare un val de stări, gândirea și trăirea sunt blocate când sunt într-o stare negativă. Nu mai pot să observ decât o singură imagine care o derulează prin imaginație involuntar în cap și care nu mă lasă să ies din mecanismul meu de gândire atunci. De exemplu, dacă mă latră un câine și am anxietate sau am frică sau am fobie, îmi vor apărea gânduri că voi fi mușcat, că ajung la spital, că se va întâmpla ceva rău cu mine și mintea mea nu mai poate să găsească soluții. La nivel emoțional, starea aia de frică, panica aceea este aici pătrunsă, mă învăluie tot corpul și tremur sau am reacții, încep să transpir, încep să maxilarul să se oprească, nu mai pot să vorbesc și după aia trupul fizic înăuntru nu mai produce hormonii buni, nu mai produce oxitocină, nu mai produce serotonină, ci produce cortizol. Cortizolul este hormonul stresului, iar noi când avem orice teamă sau anxietate sau frică, acesta vine și bușește tot corpul. O să observați că noi, acum în zilele noastre, suntem într-o stare continuă de căutare și mergem în toate intențiile și pasiunile vieții și căutăm lucruri. Ei bine, toate aceste lucruri ne dau o satisfacție. Ele ne dau de multe ori și o oarecare teamă că le vom pierde. Și pentru că apare această teamă că le vom pierde, apare și teama fizică, emoțională și mentală, ce se va întâmpla cu noi când o să le pierdem. Atunci, corpul nostru dă semnal. Și la fiecare om apare, poate să apară o durere, poate să apară o mâncărime, poate să apară o bubă, poate să apară o durere de cap, poate să apară tot sistemul cardiovascular să încetinească. Ei bine, cu cât mai dese sunt aceste temeri pe care noi le avem în viață că vom pierde lucruri în viitor, voi pierde jobul, voi face pană la mașină, voi pierde prietenii, îmi va muri pisica și așa mai departe. Toate aceste gânduri care le produce mintea provoacă reacții interioare pe care trupul nostru le resimte. Și de aici apar durerile.
Ca să evităm durerile și ca să evităm cât se poate de mult să ne mai simțim rău și să căutăm să ne simțim bine, avem nevoie să nu stăm într-o stare negativă. Când stăm într-o stare negativă în mod repetat, apare depresia sau apare boala. Dacă ieșim, și unii o poate să întrebe cum ieșim din stările negative, atunci îți pui atenția pe tot ce te cuprinde pe tine, pe minte, pe emoții și pe trup, adică pe ceea ce vezi și ai înăuntru, și le pui la muncă, le pui la treabă. Cum poți ieși din stările negative? Ei bine, ai niște direcții care ți le spun acum. În primul rând, nu te autocompătimești, nu-ți plângi de milă. Nu spui cât de nenorocos sunt, cât de ghinionist sunt, nu mă plătește suficient, nu mă iubește suficient, nu m-a sunat suficient, nu mi-a cumpărat ce am vrut, nu pot să. Și tot timpul când ne plângem de milă în fața altora sau chiar față de nouă înșine, atunci cădem și mai mult în o sănătate precară. Când nu și vrem să ieșim la suprafață, să scoatem capul din apă, atunci e nevoie să eliminăm această autocompătimire și să căutăm la ce suntem noi buni, la ce putem noi să fim de folos în jur, cum putem noi să vorbim frumos despre ceilalți. Așadar, autocompătimirea ne trage mult în jos și simțim efectele negative în tot trupul nostru, iar în mod repetat, repet, duce la boală și la o stare de sănătate precară, dar în timp, dacă îmi dau mie soluția și vin cu efortul de a mă bucura eu pe mine, de recunoștință, de venerație, de ofrandă, de sinceritate, de a vorbi frumos despre ceea ce este în jurul meu, atunci am șanse să îmi câștig voința să fac cum vreau eu. Îmi câștig voința să arăt ce vreau eu și să nu mai fiu subjugat de emoțiile negative. După cum bine știm, efectele. Bună seara, Silviu! Bună seara, Răzvan! Bună seara, Florin! Bună seara, Viorica! Vă avem aici aproape de noi. După cum vă spuneam, noi suntem un rezultat astăzi la ceea ce am gândit ieri, la ceea ce am simțit ieri și la ceea ce am experimentat ieri. Noi astăzi suntem produsul tuturor experiențelor anterioare. Da? Și atunci când noi avem o experiență negativă și spunem nu m-am simțit bine, am mers în acel anturaj, nu mi-a plăcut, am făcut acel lucru, nu mi-a ieșit, am construit acea afacere, n-a mers. Da? Și tot ceea ce ne autosabotăm prin autosugestii, evident, de multe ori o facem, atunci apar în timp tensiuni la nivel muscular, gânduri aiurea, dureri de cap, evident. Apare o oboseală cronică pentru că elimine energia din corp în loc să o produci. Apar problemele de somn. La unii apar și stomacul deranjat. Apropo, în videoul care urmează acum, miercuri, pe 20 și, nu, pe, da, pe 31, da, pe 20, pe 31 ianuarie avem despre cum să vă aranjați, organizați stomacul. Mulți oameni din cauza stărilor pe care nu le pot controla se deranjează la stomac și nu mai pot, ori au constipații, ori au probleme cu îi dor burta. Din mai multe motive, sau balonări, colită, ulcer, gastrită, mă mănâncă nasul și așa mai departe. Iarăși când avem anumite stări pe care nu le mai putem controla emoțional, apare cineva m-a mințit, m-a înșelat, a plecat, am fost părăsit și așa mai departe. Aceste dureri care se simt în zona plexului solar, apare iarăși neliniște, anxietate, apare senzație așa copleșitoare de nu poți să ieși de acolo, apare iritabilitate, nu mai ești
atent cu cei din jurul tău, nu mai ești bun cu cei din jurul tău, apare tristețea și așa mai departe. Mulți se duc și au, mănâncă nasul în seara asta, au, sau utilizează fumatul, alcoolul, jocul de noroc și multe alte vicii ca să creeze dopamină, să-și producă singur plăcere, pentru că nu mai sunt sau nu mai se simt apreciați de alții. Când cineva pleacă, evident că nu te mai simți apreciat, iubit. Și cauți dependențe care produc dopamină, adică recunoștință instantă, plăcere instantă și efemeră, care după câteva minute, după ce o faci, de exemplu fumezi o țigară, plăcerea aia trece. Tu ce ai făcut? Te-ai fentat și în loc să stai cu durerea aia un pic să vezi de ce te simți așa, ce poți face cu ea să muncești un pic acolo, tu faci o țigară și crezi că elimini durerea sau disconfortul că acel om te-a părăsit. Ei bine, astfel de momente toți le trăim în viață, nimeni nu este privat de ele. Și pentru că avem iluzia că dacă punem un pahar de vin în gură, o țigară, dăm un telefon cuiva drag și ne mutăm atenția pe altceva ca să primim dopamină, că cineva altcineva ne place, de fapt, noi fentăm doar la suprafață, că în interior, vă dau mare în seara asta, dau de băut, că în interior, efectele emoțiilor negative se resimt și se propagă înăuntru, pentru că eu mut atenția pe altceva. În realitate, e util să încercăm să înțelegem, să muncim cu noi un pic și să oferim o nouă atitudine situației. Dacă m-a părăsit soția, soțul, iubitul, să spun, să înțeleg că a ales să meargă mai departe sau că eu am ales să meargă mai departe și poate îmi și dă o nouă perspectivă în viață, poate și primesc pe altcineva în viață care să-mi facă viața și mai frumoasă. Deci iau în altă perspectivă lucrurile, încât să produc în mine o înțelegere, o nouă atitudine care să mă facă fiu bine și în ciuda unui astfel de moment greu. Iar în clipa aceea nu mă mai retrag social, deci nu mai plec în izolație, cum o fac foarte mulți, nu mai am iritabilitate, nu mai am teamă, nu mai am frică de a socializa cu oamenii. Salut Radu, salut Angela. Domnul Radu Turtă, da, într-adevăr, pentru a ieși din zona neagră poți face o muncă fizică. Adevărat, domnul Turtă. Domnul Radu Turtă, în cazul în care nu știți cine este, a urcat prima expediție românească pe Elbrus acum câteva zile și a fost și este un erou al României, dacă vreți să-l cunoașteți. El, într-adevăr, face o muncă fizică prin care, și eu atunci când o fac, am învățat de la el, mă simt mai bine cu mine, sunt mai bine cu mine. Din acest motiv, munca fizică elimină, repet, munca fizică elimină gândurile negre, imaginația involuntară și răutăcioasă, invidia și durerile cronice. Dați reload dacă vreți să ascultați din nou. Atunci când fac muncă fizică, eu îmi aduc forță în celule, pun mușchii să vină în celule, să muncească și să elimine cortizolul din trup. Și se produce oxitocină sau, sau serotonină și... Da. Și încerc să le pun la folosință încât să ies și să nu mai fiu afectat. Așadar, mă sună cineva, dar n-ar de ce să mă sune pe Facebook. Bun. În aceeași ordine de idei, vă pun aceleași întrebări. Ce te oprește este controlezi. Dacă acum ai venit pe acest Facebook Live de luni 28 ianuarie 2019, acestea sunt întrebările pe tine. Ce te oprește este controlezi. Ce te oprește? Ce te oprește? Gândurile te oprește, starea, nu poți ieși din ceva negativ. Ce câștigi când te enervezi? Întrebarea 3. Cum ai reușit să ieși din supărare? Mă interesează aceste lucruri de la tine. Cum ai reușit să ieși tu? Și învățăm și alții dacă împărtășești tu. Radu, Angela, Radu,
Oana, Mihaela, Emma, Răzvan, toți cei care sunteți acum live, cei care dau și împărtășesc aceste lucruri, noi putem să câștigăm din ele. Și ce câștigi când ai emoții pozitive? Da? Pe lângă faptul că hormonii se schimbă în interior, ce mai câștigi tu din acest, din această voință de a căuta cum să te simți bine? Ei bine, voi încerca să mă mai ating la nas până la sfârșitul acestui live încă 10 minute. Până atunci, observație. Atunci când avem o stare negativă, memoria se oprește, nu mai funcționează memoria. Și pentru că formăm și o stare de imaginație, atunci când avem tot timpul o stare negativă, este o formă de imaginație care apare. Mai zic încă o dată. Când avem o stare negativă, este o formă de imaginație care apare. Și noi nu putem ieși din ea. Dacă aș încerca să mă accept cum sunt, unde sunt, așa cum sunt, atunci puterea mea vine. Dacă mă autocompătimesc și mă duc în obișnuința auto-întrebărilor și problemelor, că iarăși mi se va întâmpla asta, că iarăși voi pierde prietena, iubitul, că iarăși voi reacționa așa, atunci din nou mă scufund. Dacă rămân un pic în aici și acum, în prezent, în momentul în care eu sunt cu mine și accept ceea ce este și iau de bine ceea ce s-a întâmplat ca fiind o binecuvântare, e o nouă atitudine a direcției minții și a stărilor, accept în mine că am o durere, accept că am o tristețe și mă confrunt cu ele și le înțeleg. Și ulterior, după câteva perioade de astfel de probleme, voi crea suficientă voință în mine să ies din ele. Însă, noi de-a lungul timpului, ne-am obișnuit să ne placă emoțiile negative. Și ne-am obișnuit să ne placă să stăm în ele. Ne-am obișnuit să ne identificăm cu ele. Ne-am obișnuit să le divinizăm. Ne-am obișnuit să ne ducem în ele crezând că de acolo câștigăm ceva. Pentru că asta au făcut și părinții. Și bunicii, și tutorii, și educatorii, și alți profesori. Toți cei din jurul nostru când eram mici, când nu le convenea ceva, țipau, urlau. Văzându-i așa, ei fiind referințe autoritare pentru noi, am preluat și noi faptul că ei decideau că e bine așa. Și am preluat și noi, prin decizia lor, că e bine să țipăm, să urlăm, să ne manifestăm negativ. E bine astăzi, dacă dăm trecutul la o parte și stăm când avem o problemă, o durere, un efect emoțional negativ, în acceptarea ceea ce este acum, că acel om nu mi-a dat banii, acel om m-a înșelat, acel om m-a fentat, acel om m-a mințit și accept asta și învăț din ea, o nouă atitudine, eu nu mai simt efectele emoțiilor mele negative. Ceea ce foarte mulți dintre noi trăim, de multe ori în grabă. Și când trăim în grabă, practic, funcțiile noastre interioare, fiind într-o continuă alertă, nu mai reușesc să-și ducă la bun sfârșit un proces. Nu mai funcționează în mod coerent. Și anume, se produce constipația, facem pic mai des sau mai rar, avem migrene, avem palpitații, simțim inima cum bate și când ne punem în pat seara și așa mai departe. Toate lucrurile astea apar din cauza disfuncțiilor emoționale, din cauza faptului că nu știm și nu avem educația emoției. Așa cum mai nou se propagă în lumea educația banilor, educația minții și așa mai departe, educația emoțiilor este un proces de experimentare. De asta s-au creat religiile, ca să învățăm să ne raportăm emoțional prin frumosul nostru spre divinitate. Dacă nu reușim să facem asta, măcar să ne raportăm la frumosul nostru pentru aproapele nostru. Și atunci câștigăm o stare bună în interior. De asta oamenii care se duc în
diferite locuri sacre vin mai încărcați, pentru că acolo transmisia energiei acelor oameni în acel loc trăiește mai mult. Ca de exemplu florile într-un loc sacru, dacă ai să observi, sunt deschise până la 4-5 săptămâni. Dacă ar fi 100 de metri mai încolo, ar fi deschise doar o săptămână, ar fi vii. Florile tăiate de la tulpină. În locurile sacre, pentru că oamenii vin și venerează acel loc sau vin și cu emoții și încarcă acel loc, atunci petalele și tulpina simt energia aceea și ele stau mai deschise și sunt și frumos mirositoare timp de 4, 5, 6 săptămâni acolo. Pentru că noi nu reușim tot timpul să stăm într-o stare bună și într-o stare de armonie unii cu alții, așa cum spunea Platon în Republica, că am putea să creăm acest anturaj în care noi toți să fim umili, atenți, iubitori unii cu alții. Dar când ajungem acolo, avem noi mai întâi nevoie să ne comportăm unii cu alții din ce în ce mai bine, și mai bine decât ieri, și mai bine decât alaltăieri, astăzi, încât să nu mai simțim efectele în migrene, în dureri musculare, în probleme cardiovasculare, în palpitații, în transpirații. Că dacă ajungem în astea și le repetăm, bolile apar. Iar celulele noastre nu se mai divid și pierdem mai multe celule decât ar trebui. După cum bine știți, în fiecare la fiecare 10 secunde, nu, la fiecare secundă în trup, circa 10 milioane de celule se nasc, 10 milioane mor. Când avem o stare bună și producem serotonină, producem oxitocină, cum produce o femeie care naște, împreună cu pruncul ei, sau când producem serotonină, când dăm o îmbrățișare cuiva drag sau când privim cu dragoste un om sau cu prietenie un om, această serotonină îmbracă instant nivelul hormonal prin glandele endocrine tot corpul și noi facem divizare mai mare la celule. Automat se nasc mai multe în corp, deodată. E măsurat științific. Când suntem triști, anxioși, toate celulele încep să moară mai mult în loc să se dividă mai mult. Din acest motiv este util să ne raportăm printr-o armonie, printr-un echilibru, printr-un control, printr-o determinare, acum vrem noi să ne simțim față de exterior, în așa fel încât să ne direcționăm partea hormonală, cum vrem noi să fie, încât să trăim mai bine. Atunci când, am spus că mai mi-ating nasul, bam, am făcut-o. Atunci când eu nu pot să mă controlez, în mine mor mai multe celule. Când pot să mă controlez, în mine se nasc mai multe celule. Implicit organele mele, partea mea care e activă și lucrează, născându-se mai multe celule, se autovindecă trupul, se repară trupul, mă câștig pe mine. Devin eu mai sănătos în toate funcțiile mele. Gândesc mai bine, sunt mai atent, sunt mai viu aici, să pot să dau în afară, să câștig, să dau în afară și trupul meu înăuntru lui are o mai bună fluiditate și face tot ceea ce îi cer să facă. Așadar, dragi mei prieteni, vă dau și acest e-book, alexandrupleșa.ro/ebook, ca să depășiți 44 de metode pentru a depăși obstacole. Salut Andrei, salut Cristina, Elena, Ion, îmi pare bine că sunteți în această zi aici. Și dacă aveți răspunsul la aceste întrebări, ce te oprește este controlezi, m-ar ajuta foarte mult răspunsul tău, ce câștigi când te enervezi, iarăși, cum reușești tu, dragă prieten, să ieși dintr-o stare de supărare? Dacă împărtășești, avem și noi toți de câștigat. Ce câștigi când ai emoții pozitive? Dacă încă nu ați făcut-o, aveți și acest canal de subscribe unde youtube.com Alexandru Pleșa găsiți circa vreo 200 de videouri care vă poate ajuta la condiția dumneavoastră de viață. Revenind la efectele emoțiilor negative, voi termina cu faptul că toate lucrurile pe care noi nu le putem stăpâni în interior au efecte. Și au efecte uneori dramatice, alteori în timp,
alteori se propagă printr-o gândire repetitivă care generează frică, alteori printr-o stare repetitivă care generează iritabilitatea, durerea cronică etică și printr-o repulsie fizică, retragere, izolare, transpirație, percepții greșite și așa mai departe. Și toate funcțiile trupului, mintea, trupul și starea, emoția, toate suferă când eu nu mă pot controla. Dar dacă eu fac ofrandă, venerație, recunoștință, automulțumire, vorbesc frumos de ceva ce e în stânga sau în dreapta mea sau în fața mea și aduc elemente care încarcă cu bine situația și o încarcă pozitiv, o încarcă util situația, vin cu această nouă atitudine, eu câștig să nu mai trăiesc în efectele unei drame, ci să creez posibilitatea unui câștig în relația pe care o am cu acel eveniment, cu acel om, cu acea situație. Și apare un soi de nouă productivitate, apare o nouă perspectivă, o nouă atitudine, o nouă minte, o nouă simțire față de ceea ce am în jur. Dragii mei prieteni, pentru că este luni seară, Pătruț Felician, ca să ieși dintr-o stare negativă, fac sport. Bravo, scoți endorfinele grele. Oamenii care fac mai mult sport sunt predispuși să nu mai țipe, să nu mai urle și sunt predispuși în același timp să fie mai liniștiți, pentru că atunci trupul după sport se relaxează. Da? Și când gândește pozitiv, simte încredere, speranță, fericire și entuziasm. Mă simt mai bine cu mine însumi. Felicitări, Felician, bravo! Așadar, dragi prieteni, o să ne vedem peste 2 săptămâni tot live. O să aveți și pe YouTube în curând această emisiune. Aveți un subscribe pentru cine vrea să fie abonat, primește în fiecare miercuri peste, din săptămână în săptămână, îmbunătățire pentru condiția lui de viață. Și te invit cu dragă inimă pe aceste live-uri care vor fi ori în fiecare săptămână, ori la fiecare 2 săptămâni, voi anunța tot timpul. Până atunci, caut atunci când ai o emoție negativă să faci tu un efort singur, fără să aștepți ceva de la alții, fără să facă ceva alții, fără să stai în nemulțumire și să produci tu în tine acea flacără care poate să fie ca un mic soare care se emită raze în afară. Până săptămâna care vine, să-ți fie de bine!